Bună seara, domnilor și domnilor, urmează să se aprindă luminile festive aici în centrul vechi al municipiului Satu Mare. Sunt undeva, nu exagerăm, cam 2000 de persoane s-au adunat deja. Este piața, deci din fața hotelului Dacia, este arhiplină. Vă arătăm și dumneavoastră imaginile. Sunt, cum vă spuneam, circa 2000 de persoane. Este aici în fața hotelului Dacia, unde urmează să se aprindă iluminatul de sărbători în municipiul Satu Mare. În centrul vechi al municipiului Satu Mare este arhiplin, lumea continuă să vină de peste tot. Este o adevărată nebunie. Primarul municipiului Satu Mare în câteva minute va porni, ajutat de către un copil. Va porni iluminatul ornamental aici în centrul vechi al municipiului Satu Mare. Cum vă spuneam, și în zile trecute ați aflat de la noi, de la www.presasm.ro, astfel de sisteme de iluminat mai sunt și în trei cartiere, Micro 16, Micro 17, respectiv Solidarității. Este atmosferă cu adevărat de sărbătoare aici în centrul municipiului Satu Mare, unde în câteva minute urmează să se aprindă iluminatul ornamental de sărbători de Crăciun. Sunt, cred că deja sunt peste 2000 de persoane, oricum de ordinul miilor. Circulația aici în centrul vechi al municipiului Satu Mare este închisă. Vă arătăm și dumneavoastră imaginile, este arhiplină aici în fața hotelului Dacia. Centrul vechi, în Piața Libertății. Încă două minute până aprinderea iluminatului ornamental. Vă spuneam, primarul municipiului Satu Mare urmează ca în două minute să aprindă, s-a ajutat de către un copil, sistemul de iluminat ornamental de Crăciun. Este o adevărată nebunie aici în centrul municipiului Satu Mare. Cum vă spuneam, mii de persoane s-au adunat cu mic, cu mare, copii, bunici, nepoți. Și cam într-un minut primarul municipiului Satu Mare va da drumul sistemului de iluminat. Bineînțeles, vor fi și proiecții, vom avea și proiecții pe hotelul Dacia și în alte zone din municipiul Satu Mare. Urmează ca primarul să dea drumul sistemului de iluminat public de sărbători. Thank you.
merită să veniți între ianuarie, aveți ce să vedeți aici, a produse tradiționale. Aici avem și luminile de advent, s-a pornit prima, s-a fost pornită prima așa zisă lumânare.